În trecute, trecută am vorbit despre filozofi și teologi, despre Anselm, despre Pierre despre despre Petru uh, Lombardo. Hai să trecem la literatură uh, și uh, propuneai uh, să discutăm despre cântarea lui uh, Roland, prima uh, prima mare creație în limbă franceză, în veche, franceză, franceză veche, greu da? să care e greu să o mai citim uh, acum, da? Este o. o o uh, um, operă formidabilă, da? o epope uh, bun, secolul XI-XII, uh, oarecum contemporană cu cruciadele. Bun, începe înainte de cruciade, redactarea uh, cântării lui Roland, dar apoi e clar spiritul cruciadelor care se regăsește în uh, cântarea lui Roland. Despre ce e vorba în cântarea lui Roland? Cine-i deci, Roland ăsta? Unul dintre mari cavaleri nobili ai lui Charlemagne. Pentru că, trebuie să aceste cântări cavalerești erau împărțite în mod tradițional în trei teme majore. Erau cântările care se ocupau, sau poemele care se ocupau de Roma, antică, sigur, o istorie fantezistă. Erau cântări care se ocupau de Britania, care însemna Anglia și Bretania pe continent, și uh, cele care se ocupau de Franța, hai să zicem așa. Uh, și aici, bineînțeles, totul este centrat în jurul uh, lui Carol cel Mare și a mai această figură despre care ne-am vorbit și care este, evident, uh, atât, atât de importantă în istoria europeană. Și apar tot felul de legende, tot felul de povestiri despre luptători importanți care l-au care servit pe Charlemagne. Și nimeni, cred, nu este mai important decât Roland, acest nobil curajos care îl însoțește pe Charlemagne în campania sa din Spania. Asta aflăm în. Împotriva în... musulmanilor. Da, bineînțeles, la momentul respectiv, Spania era sub control. Musulman sub controlul califatului. E. Eh. Uh, în cazul lui uh, Roland, avem un uh, poem pe care cred că e util să-l împărțim în două jumătăți. Prima jumătate se ocupă de uh, campania lui Charlemagne, întoarcerea în Franța prin uh, Pirinei și ambuscada în care este prins Roland, la, la Roland cel care conduce ariargarta. Și a doua jumătate se referă la răzbunarea lui Charlemagne, cel care se întoarce în Spania și, bineînțeles, îi vinge pe Mauri și cucerește Spania. Acum, evenimentele acestea nu sunt istorice. Asta nu înseamnă că nu au o bază. Reală o bază istorică, pentru că, într-adevăr, și Alemania a avut o campanie în Spania. Într-adevăr, unii uh, musulmani l-au chemat în ajutor contra altora în cadrul unor lupte interne. Uh, se pare că a existat o înfrângere la Ronsevon Pirinei. Este menționată de unul dintre coronicari. Și pare destul de clar că a fost un episod rușinos. Un episod care a fost o pată în CV-ul, de altfel Immaculat Rest, al lui Charlemagne. De asta, informațiile pe care le avem apar relativ târziu. Dar se pare că există un eveniment real. Dar cântarea lui Roland nu e interesantă ca document istoric, ci ca document literar. Plus că e vorba de o distanță în timp destul de importantă, trei secole. Mm. Mutatis mutandis, e ca în cazul Iliadei, bon, acolo poate și mai mult, uh, dar sunt câteva secole mai târziu. Uh, da? uh, la fel și aici, și atunci asigur că există un proces de uh, ficționalizare. Personajul cel mai interesant e Ganelon, personajul negativ, cel, cel care îl trădează pe Roland. Uh, e o ceartă între cei doi. Trebuie să fim conștienți, perfect conștienți de faptul că în acest poem avem expus etosul cavaleresc. Or, etosul cavaleresc nu acceptă niciun fel de injurie adusă luptătorului care trebuie să răzbune. Ganelon nu poate să răzbune pe câmpul de luptă, așa că se răzbună trădându-l pe Roland și făcând o înțelegere cu Emir. Um, e um, interesant pentru că, evident, Ganelon este trădător și, până la urmă, pierde partida, va fi condamnat de Charlemagne. Dar, Ganelon nu este condamnat până la capăt, pentru că și Roland, fiind foarte impetuos, nu are limite, îl jignise. <coughs> și atunci este firesc ca Ganelon să-și fi dorit să răspundă. De altfel, așa se apără Ganelon. Spunând că uh, el nu i-a făcut răul lui Charlemagne, adică suzeranului său, ci a făcut răul lui Roland și are voie să facă asta. E foarte interesant pentru că avem de-a face cu o uh, transformare în poem a noțiunii de justiție, a noțiunii de dreptate. La începutul poemului dreptatea este dreptatea pe care și-o face fiecare. Ca la sfârșit să avem... Uh, tranziția spre o curte de judecată. Mie mai aduce aminte de ce se întâmplă în Orestea. Uh -huh. Unde avem de-a face mai întâi cu zeități ale familiei, zeități ctonice, antice, zeitățile vechi care sunt înlocuite erinile. de zeități, erinile care sunt înlocuite de zeități noi, de Atena și Apollo și de judecata lui Oreste într-un tribunal. Deci avem tranziția la justiția de clan, la cea civilă, spunem politică. Cred că e ceva asemănător și în cântarea lui Roland. De la episodul trădării din prima parte, la felul în care se termină poemul și anume uh, cu judecata bună. Avem un episod de ordalie de judecată prin luptă, unde câștigă personajul pozitiv până la urmă. Uh, da, o, uh, un alt tip de justiție. Pentru că um, avem în uh, cântarea lui Roland și de altfel, cred în numeroase exemple de chanson de gest, tensiunea între cultura eroică și cultura politică. Cum împăcăm? Pentru că eroii, cavalerii, trebuie să fie în același timp curajoși și să-și asume riscuri și să fie pe cont propriu, în același timp trebuie să pună unui rege sau unui împărat. În cazul ăsta. Va fi o problemă pe care o vedem și în cu nivel Ungilor, cred că și la Artur, dar clar la Chanson de Roland, clar în cazul lui Charlemagne. Și, bine, pe lângă problema asta socială, zicem, avem și probleme psihologice. Charlemagne este, conform poveștii, deja foarte bătrân, atunci când are loc luptat. Și, în primul episod al trădării, ei pierde pe cei care sunt cei mai dragi, pe Roland, care este nepotul său, pe Olivier, pe arhiepiscopul Turpan, toți cei care sunt, uh, îi sunt dragi lui. Deci acest om bătrân, care a trecut prin multe, care vede multe, care practic miroase trădarea, nu poate să o oprească. E interesant de ce marele șarlemane nu poate să oprească trădarea, deși o miroase. Acest om își îi pierde pe toți cei care sunt dragi și trebuie să continue lupta. Are o misiune. Recucerește Spania, îl pedepsește pe Ganelon și, la sfârșit, cum se termină poemul, primește o vizită divină. Un arhanghel care îi spune: Ai următoarea misiune. Deci, misiunea lui Charlemagne nu se oprește niciodată, deși este apăsat de această mare pierdere. Singurul personaj care cred că este asemănător cu Charlemagne este o femeie. Soția Emirului, care și-a pierde totul. La fel ca Charlemagne, și-a pierdut totul. Sigur, ea până la urmă ajunge prizonieră. Dar nu este tratată rău. Pentru că Charlemagne vede că au ceva în comun. Și anume, amândoi au pierdut totul, au trăit suficient de mult cât să vadă că Universul lor s-a ruinat. Și totuși trebuie să continue, totuși trebuie să trăiască. Deci, poemul are și această dimensiune psihologică. Da, pe de altă parte, Charlemagne apare în cântarea lui Roland ca un lider cu misiune. N-aș duce prea departe comparația, dar așa este Enea în, în Eneida. Uh, e un conducător care are o misiune divină. Zei conferă uh, o anumită misiune, uh, ceea ce nu avem în Odiseea sau uh, Iliada. Da? Deci Enea, să zice, e primul erou cu uh, o misiune care ține de viitorul civilizației. Da? Și mi se pare că suntem cam în aceeași situație cu Charlemagne în cântarea lui Roland. Asta nu e ceva nou în context creștin. Da? Sunt împărați care au o misiune da? și sunt texte mai vechi. Noi am vorbit despre Apocaliptica Imperială în urmă cu câteva săptămâni. Păi face parte din același film. Da, suntem în secolul XI, suntem într-un moment în care uh, povestea lui Charlemagne este respusă, reluată, reluată într-un nou context uh, imperial. Bun, sigur, e o creație franceză, deci nu germanică, nu imperială, dar vorbim tot de ideea imperială. Uh, Carol cel Mare, ca uh, simbol al Imperiului Creștin. Atunci, evident, are o misiune. Dar ai dreptate că, în fond, el e un personaj destul de melancolic în cântarea lui Roland. Da? E un om care a văzut multe, a trecut prin multe și a pierdut multe. Și atunci avem acest portret al unui deținător de putere care înțelege. Vacuitatea puterii. Da? El îndeplinește o misiune, dar altele sunt în sufletul lui, cum ar veni. Da, și mă gândesc poate și la imaginea lui Solomon compunând ecleziastul. Tot așa, un monarh bătrân care le-a văzut pe toate și este dezabuzat. Numai că Charlemagne, în cântarea lui Roland, merge mai departe, merge mai departe, împins de voința divină în ultima instanță. Trebuie să menționăm și pe cei învinși, pe sarazini. Pentru că relația acolo nu este una simplă. Sigur că ei sunt adversarul. Sigur că ei trebuie, până la urmă, cuceriți de șalemani. Binele trebuie să triumfe în viziunea poetului. Dar în același timp, nu sunt demonizați, sau nu complet Asta e, o, asta e o altă cheie de lectură. Tehnologia, de pildă, să, săbile pe care au fost, da, tehnologia din lumea arabă, din lumea musulmană, bineînțeles că era prețuită. Era cunoscută ca fiind foarte bună. Sarazinii sunt un adversar pe măsură. Au o anumită complexitate psihologică anumită, și o anumită anvergură pe care trebuie să o avem în minte. E ca Hector în Iliada. Ca Hector în Iliada, ca, da. Mă rog, întâlnirea dintre Priam da. și Achille. Da. Deși, cred că Homer este totuși mai darnic. Da, așa e. Da, da. pentru că nu intervine această componentă creștină. Religioasă. Da? Totuși, da, azi sunt azi. necredincioși. Da. Și mai e ceva interesant. Da, sigur că este o creație franceză, dar cel mai vechi manuscris se află în Anglia, la Oxford, la Bodleian. Și e scris în anglo-normande, sigur, o formă veche de francez. Asta arată cât de strâns legate erau uh, aceste două teritorii, aceste două regate, Franța mm -hmm. și Anglia. Sigur că știm toți despre rivalitatea dintre ele, Am mai târziu războiul de 100 de ani, sigur cine n-a auzit. Dar aceste două regate, aceste două națiuni, se formează împreună. Așa cum miturile fondatoare despre Britania cu regele Arthur vor fi scrise în mare parte în franceză, din, de pe continent. Pentru că nici măcar nu exista o limită clară, așa cum o vedem astăzi cu canalul mânecii. Ci regele englez avea teritorii în Franța. Și era vasal, teoretic vasalul regelui Franței. Chiar dacă de multe ori era mai puternic decât regele Franței. Revenim la tema asta internaționalizării culturii europene creștine în epocă și cântarea lui Roland, pe lângă temele interesante din poem, bineînțeles, ne deschide o fereastră spre realitatea socială, spre realitatea istorică a Europei de vest. Poate că ar trebui să mai spunem câteva cuvinte și despre cruciade. Da, care prima cruciadă intervine la sfârșitul secolului XI. Bun, redactarea cântării lui Roland, grosso modo, se situează în perioada de dinainte de prima Cruciadă și puțin după. Și după, sigur, prima este o istorie. Da, cred că e foarte important să facem legătura uh, între cântarea lui Roland și fenomenul cruciadelor. Pentru că este vorba despre războiul împotriva uh, musulmanilor. Acum, în cântarea lui Roland nu e vorba de recucerirea Ierusalimului, da? sub nicio formă, dar avem lupta dintre creștinism și uh, islam. Sigur că e prezentată într-o formă mult mai frumoasă decât a fost în realitate această luptă atât de intensă da, pentru Ierusalim, pentru posesiunea țării sfinte. Însă cumva ceva e în aer. Da, pregătirea pentru uh, efortul uh, cruciadelor. Uh, asta vine după o lungă perioadă în care islamul fusese în expansiune și creștinismul tot dădea înapoi, dar e un recul al creștinismului în secolul 7-8, mă rog, VII, și în imperiul bizantin și în occident, ai un recul al creștinismului și după anul 1000 începe o contraofensivă. O contraofensivă în Spania foarte importantă Reconquista, care atunci începe, da, în secolul XI, bun, cu bătălii faimoase mai târziu. De asemenea, Imperiul German. Reapare în secolul X cu otonienii și Imperiul Bizantin se reconsolidează cu mă rog, dinastia macedoneană. Deci, creștinismul, mă rog, lumea creștină, creștinătatea, recâștigă în încredere sau în forță iar cântarea lui Roland exprimă această forță recâștigată a lumii creștine, în cazul ăsta a Occidentului creștin și mai exact Franța, iar căuciadele vor manifesta această forță într-o formă desigur agresivă, și um, e, un, e un spirit de um, recucerire, de reconquista pe care îl găsim în Spania, dar și în restul uh, lumii creștine, inclusiv într-o anumită măsură în Imperiul Bizantin. Da, și um, pe lângă frumusețea literară a cântării lui Roland, pe lângă complexitatea psihologică despre care ai vorbit, avem și um, semnificația cântării lui Roland în context istoric, da, de manifestarea unei energii regăsite. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.